deplasare. ANAF vrea să monitorizeze milionarii României mai îndeaproape și mai transparent. Este vorba de un proiect de ordin pus deja în transparență de ANAF. Ce presupune acest ordin și care sunt criteriile prin care sunt catalogați bogații României? Conform fiscului, sunt între 300 și 330 de români bogați, adică cei care au o avere mai mare de 25 de milioane de euro. Aceștia vor intra pe lista persoanelor fizice cu averi mari. Cum se va face estimarea averii din adunarea valorii bunurilor imobile, mobile și a activelor financiare pe care le dețin atât în țară cât și în străinătate? Atenție însă, atât soții, soțiile și rudele acestora până la gradul al doilea vor intra sub supravegherea fiscului. Și discutăm acest subiect chiar acum cu domnul Robert Călinoiu, director ANAF. Vă mulțumim, domnule Călinoiu, pentru prezența la News Hour with CNN. Bună seara dumneavoastră, colegilor noastre și telespectatorilor dumneavoastră. Domnule Călinoiu, de ce a fost nevoie de acest proiect de ordin acum? Presupun că se făcea această monitorizare și până acum. Într-adevăr, impozitul pe venitul persoanelor fizice reprezintă o miză cu importanță deosebită pentru orice administrație fiscală națională. Cu preponderență, atenția ar trebui să se îndrepte spre segmentul persoanelor fizice cu averi mari, datorită poziției pe care acestea ocupă în societate, în mediul de afaceri, poziție care poate avea un impact important asupra sistemului fiscal și asupra conformării fiscale generale. Pe de altă parte, toți contribuabilii, indiferent de rolul lor în societate și în viața economică, trebuie să-și cunoască drepturile, obligațiile, consecințele cu care se vor confrunta în caz de neconformare. Și menținerea încrederii în sistemul fiscal presupune, pe de altă parte, informarea corectă a contribuabilului cu privire la abordarea fiscală și la strategia pe care fiscul o va adopta. Acest proiect de ordin pe care îl regăsim în prezent pe secțiunea transparență decizională a ANAF-ului nu reprezintă altceva decât materializarea bunelor practici de la nivel internațional al semnalului că ANAF este pe un drum de modernizare și de transparentizare a activității. Agenția Națională de Administrare Fiscală dezvoltă un program de creștere a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari încă de la nivelul anului 2012. Noi, în acest program de conformare fiscală a persoanelor fizice cu averi mari, gestionăm aproximativ un număr de 300-330 de persoane. Și încă o dată reiterez că acest ordin este un mesaj, un nou pas în dezvoltarea și în consolidarea acestui program și, pe de altă parte, în demonstrarea contribuabilului că ANAF... Domnule Călinoiu, dar ce înseamnă concret această monitorizare și cum ați ales acest prag de 25 de milioane de euro, adică persoanele care au averi mai mari de 25 de milioane de euro? Pragul de 25 de milioane de euro rezidă din definiția pe care o propagă organizația OECD, Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică. Bun, și această monitorizare a acestor persoane ce presupune mai exact? Cum veți face această monitorizare? Într-o primă fază presupune ca după ce acest ordin va fi aprobat și va fi publicat în monitor oficial, să reconstituim grupul de persoane fizice cu averi mari. Grupul de persoane fizice cu averi mari se va constitui pe baza estimării averii, ținându-se cont de acele criterii pe care le avem expuse în ordinul respectiv, adică valoarea bunurilor mobile deținute, valoarea bunurilor imobile deținute, valoarea activelor financiare pe care persoana fizică le deține. Averea constituindu-se în sumarea tuturor acestor elemente. Vă mulțumim tare mult, domnule Călinoiu, vă rog. Scurt, vă rog. Faptul că o persoană fizică se încadrează în categoria persoanelor fizice cu averi mari nu poate prezenta decât un lucru bun și că ANAF vrea să transmită că le acordă o importanță deosebită și se așteaptă de la ei să-și plătească taxele și contribuțiile aferente. Cred că v-au auzit. Vă mulțumim tare mult, domnule Călinoiu, pentru toate aceste